În ultimele două săptămâni au fost înregistrate la nivelul județului Vaslui un număr de 2700 de infecții respiratorii, arată datele prezentate de Direcția de Sănătate Publică Vaslui. În perioada 20 octombrie-3 noiembrie au fost înregistrate aproximativ 2300 de infecții ale căilor respiratorii superioare și peste 300 de cazuri de pneumonie. Dintre cele aproximativ 53.000 de doze de vaccin antigripal solicitate de la Ministerul Sănătății pentru județul Vaslui, s-au primit două tranșe de vaccin, adică 14.000 de doze. Până la data de 3 noiembrie, la nivelul județului Vaslui au fost administrate aproximativ 11.200 de doze de ser antigripal.